Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la buletinul de știri. Restaurantul Ikebana din orașul Drochi a sărbătorit 20 de ani de activitate. Oaspeții acestui eveniment au avut parte de un spectacol pe cinste. Colegii mei vin cu mai multe detalii. Restaurantul Ikebana din orașul Drochi și-a sărbătorit 20 de ani de activitate printr-o petrecere sub genericul Prin cultură și bunătate vom dăinui. Ușile acestui local sunt deschise pentru toți cei care doresc să sărbătorească cele mai importante evenimente din viața lor. La petrecerea aniversară au fost prezente mai multe ansambluri folclorice din raion. Astăzi pentru noi este o sărbătoare excelent de mare, deoarece că astăzi, 20 de ani împliniți, după atâta muncă făcută și cu mâinile proprii și cu alte puteri, am ajuns ca să sărbătorim din suflet. Asta e o sărbătoare de suflet pentru mine personal, pentru familia mea, pentru toți copiii mei și pentru colectivul, care el este extraordinar de frumos și este un colectiv minune. La jubileul de 20 de ani de activitate a fost prezent și colectivul localului. Sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare foarte mare la acea întreprindere. Noi suntem toți angajații bucuroși că dumneiei o promovat așa o sărbătoare pentru toți noi din acest local. Cu cuvinte de felicitare a venit în adresa familiei Cepovenco și primarul localității, Nina Cereteu, împreună cu familia sa. Stimată familie Cepovenco, dați-mi voi de numele primăriei, al meu personal, al nostru, că suntem împreună, suntem toată familia, să vă dorim multă sănătate, succese, realizări mari în continuare, sunteți o familie puternică și sunt sigură că veți realiza încă multe, multe, din ce v-ați planificat și veți atinge încă multe apogeuri. Dumneavoastră doar vă doresc multă sănătate, pentru că asta e mai de preț ca toate, și bucurii de la cei dragi și realizarea tuturor performanțelor. Cei 20 de ani de activitate a localului au fost sărbătoriți cu mare fast. La eveniment a fost prezent ansamblul de dansuri populare Izvoraș, Asidora, ansamblul Busuioc și colectivul fanfarei din satul Hăsnășenii Mari. Sistemul asigurării obligatorii oferă cetățenilor Republicii Moldova posibilități egale în obținerea asistenței medicale. Colegii noștri din Basarabeasca vin cu mai multe detalii la acest subiect. Sănătatea este considerată un drept social la care trebuie să aibă acces fiecare locuitor al țării. Conform legii, sistemul asigurării obligatorii oferă cetățenilor Republicii Moldova posibilități egale în obținerea asistenței medicale. Astfel, fiecare moldovean, inclusiv locuitorii raionului Basarabeasca, cei care lucrează, pensionarii și copiii, au o poliță de asigurare medicală. Este у вас медицинский полис и как часто вы его используете? Есть медицинский полис, так как я работаю, но я не часто его использую, потому что мало обращаюсь в больницу. Да никогда я его не использую. Почему? Пока здоров. Есть, ну, пока не болею, слава богу. Есть у меня медицинская полис, и я редко, потому что за всю жизнь я 3 раза в больнице только был. Никак, есть. Что толку с этого полиса? А почему вы так говорите? Как почему? В отделении лежишь, то бесплатно. А идешь в поликлинику, то все деньги. Есть. Раз в год использую. Potrivit Centrului de Politici și Analize în Sănătate, în fiecare an se acumulează tot mai mulți bani publici în sănătate. În Moldova, calitatea serviciilor medicale prestate nu devine mai bună, iar oamenii nu știu pentru ce au fost cheltuiți banii lor. Cu toate că există o listă impresionantă de servicii medicale de care pot beneficia persoanele asigurate, 70% dintre moldoveni cred că polița de asigurare medicală nu își merită banii. Dacă este sau nu justificat sistemul de asigurare medicală din Moldova, echipa noastră de filmări a încercat să afle de la oamenii din Basarabeasca. Как вы думаете, насколько себя оправдывает система медицинского страхования в Молдавии? Мне кажется, она себя вообще не оправдывает. Почему?
Ну, потому что за все мы по-любому платим. Только что мы приходим бесплатно к семейному врачу, и все, за все остальное мы платим. Как сказать, и да, и нет. В среднем так. И за медицинскую полицию, самим приходилось тоже покупать. Все услуги бесплатные, все анализы, все бесплатно. А лечение? Да. Ну, лечение тоже бесплатно, потому что мы не платим за постель, за койку не платим. Входит питание, туда входит. А лекарства? Лекарства. Ну, где входит, а где что надо, мы сами. Мало лечат, 10 дней, что это, 9 дней даже. Лежишь в больнице и все, на выход. А там долечили, не долечили. Да. Все. И вы никогда свои лекарства не покупали? Нет. Это то одно только оправдывает, только что попадаешь в отделение, там без проблем, там слов нет. Грех сказать, там все нормально. А в отделение, поликлинике идешь, там все платно. А там бывает, Наталья Федоровна, есть такие таблетки, там какие-то проценты плачу, а остальное. Я иду туда в аптеку, брат, надо 700-800 тысяч или... И потом что делать? Зубы на полку или как? Потребит программу Уйгуни каласигурери облигаторий де асистенция медикала, спиталу района Басарабяска требуя са акорди урматорле типуру де асистенция ши сервичи медикали. Urgență prespitalicească, primară, specializată de ambulator, inclusiv stomatologică, spitalicească, servicii medicale de înaltă performanță, îngrijiri medicale la domiciliu. Șefa Spitalului Raional Basarabeasca, Dorina Bielous, susține că instituția acordă servicii corespunzătoare în staționar și anume în secțiile de îngrijiri cronice acute, pediatrie, chirurgie și maternitate. În secția consultativă se acordă servicii de laborator, de radioimagistică, endoscopia, diagnosticul prin UZI. Cum ne mergi la noi în spital? De acum, dacă este asigurat pacientul, înseamnă că tot asistența medicală este pe polița de asigurare, unde între și analize, examinare, tratament. Sunt pacienți planici în îngrijiri cronice, unde ei se tratează și acolo mai mult avem ca îngrijiri geriatrice, adică pacienții cu vârsta peste 65 de ani. De asemenea, avem paliativ, adică asta pacienții care durata de viață este la dânși până la un an. Asigurarea obligatorie de asistență medicală în Republica Moldova este implementată din anul 2004. Polița de asigurare medicală obligatorie în țara noastră este eliberată la locul de studii, de muncă sau de obținere în mod privat. Prin lege, fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să fie asigurat și să deține polița de asigurare medicală obligatorie. Lipsa acesteia este considerată o infracțiune administrativă. La secția de cultură și turism din orașul Nisporeni a avut loc o expoziție. Din reportajul ce urmează aflați mai mult. Școala de Arte Plastice a organizat o expoziție de picturi în incinta secției de cultură și turism din orașul Nisporeni. Cele mai bune lucrări din acest an vor fi expuse în muzeul localității. Picturile exprimă gândurile și sentimentele elevilor talentați. Profesorii sunt cei care i-au învățat să-și exprime trăirile pe o hârtie albă doar cu ajutorul unei pensule și a câtorva culori. Am convenit împreună cu administrația secției regionale cultură și turism, cu directorul muzeului, ca aceste lucrări să fie expuse periodic în Muzeul de Istorie și Etnografie din oraș. În această mini-expoziție pentru început, veți vedea și unele începuturi de portrete, veți vedea ceva din genul peisajistic. De multe ori discutam cu colegii chiar când se spune despre cultură, cultură și la noi cultura se limitează uneori numai la cântec, joc și voie bună. Dar cultura mai are și alte fațete. Noi chiar am vrut să spunem lumii că uite, mai suntem și noi. Gândul nostru este de așa natură că nu se expune numai profesorii școlii de arte și elevii care în prezent suntem aici, dar și foștii noștri elevi care acum sunt prin membrii Uniunii Artiștilor Plastici au ajuns, au atins culme destul de înalte.
Aceasta nu este doar o simplă expoziție de picturi, dar și o adevărată sursă de inspirație. Expoziția de artă este bine gândită, este deja în cadrul activității muzeului. Deja este o a doua expoziție, cea de întâi a avut loc în luna iunie. Pentru noi este o modalitate de a promova artele plastice, de rând cu obiectele noastre de patrimoniu care sunt în Muzeul de Istorie și Etnografie. În fiecare moment al zilei puteți vizita Centrul de Cultură și Turism pentru a vă bucura sufletele cu o minunată expoziție atât a obiectelor de patrimoniu cât și a picturilor. La Soroca, în data de 24 și 25 noiembrie, a fost jucat în premieră spectacolul Haila Joacă. În cadrul zilelor Teatrului Veniamin Apostol la Soroca, în data de 24 și 25 noiembrie, a fost jucat în premieră spectacolul Haila Joacă. Spectacolul de pantomimă pentru copii, prezentat de studioul Cortina și actorul George Ciolpan, a adunat spectatori de la cei mai mici până la cei mai măricei. Peștele ce face? Știe de ce tace? De la fund de mare, știe când e soare. Haila Joacă este al doilea spectacol de pantomimă după Aripi, jucat de tinerii de la studioul Cortina. Am mai jucat în pantomimă anul trecut, în Aripi. Este al doilea spectacol de genul acesta de pantomimă. Mi-a plăcut, e ceva nou pentru mine, adică nou a doua oară, ceva nou pentru publicul sorocean. A fost poate mai greu decât un spectacol simplu. E un spectacol de mișcare, adică cuvintele, nu sunt fără cuvinte. Este un pic mai greu de mișcat, fiindcă suntem mereu în mișcare, dar suntem și foarte bucuroși că am văzut atâți copii astăzi care erau plini de energie, vesele, bucuroși, care și am înțeles că putem să sustragem copiii de la internet, de la tehnicile moderne și să vie toți la teatru să ne urmărească. Actorul de pantomimă George Ciolpan susține că prin această reprezentație actorii au încercat să întoarcă copiii, dar și maturii, în lumea adevăratei copilării, una fără telefoane mobile și alte tehnologii informaționale. Cea mai importantă idee a fost faptul că să se lase de telefoanele mobile mai puțin, adică să le aibă mai puțin în mâini și să se joace mai mult, pentru că este astăzi extrem de important că ei, copiii și nu numai copiii, adolescenții și maturii, eu cred că toată lumea astăzi este foarte mult preocupată de telefoanele mobile, de ceea ce este electronică, de tot ce este informație și cred că prea multă informație astăzi este. Prea multă informație, mai puțin joc, mai puțin interacțiune umană, mai multă discuție ochi în ochi, mai multe întâlniri, mai mult oameni mai puțin se adună împreună pentru a se simți bine, a se bucura de întâlniri. Și principalul mesaj este jucați-vă mai mult, este pentru binele vostru, pentru sănătatea voastră, pentru tot. Deci face bine la tot jocul, bineînțeles și voia bună, zâmbetul, râsul, râdeți cât mai mult, este pentru sănătatea voastră, pentru că prea mult s-a robotizat lumea, prea multă informație și asta nu duce la bine. Și asta este ar fi principalul mesaj al nostru. Spectacolele pentru copii vin să cultive în cei mici dragostea pentru arta culturii. Potrivit directorului Teatrului Veniamin Apostol, Petre Popa, în ultimul timp se depun tot mai multe eforturi pentru a crește spectatorul împreună cu părinții. Acum am zis că dacă nu-mi cresc spectatorul împreună cu părinții, atunci v-ați convins că copiii n-au aprins telefoane. Părinții toți au conectat telefoane și era un spectacol anti-telefon.
Anume asta era, că zis, noi dăm, mergem pe stradă și dăm în stâlp, căutând în telefoane și până nu ne dăm seama că dăm, chiar dăm în stâlp, nu numai de că nu vedem stâlpul, dar nici nu mai percepem. Noi avem alte priorități acum și alte, comunicăm nu știu cum, nu știu cu cine și este o minune să spună cineva cuiva te iubesc și să-l privească în ochi. Îi poate scrie 100 de mesaje, dar eu, dacă aș scrie pe un perete undeva te iubesc, e ca și cum aș da cu vară. Eu sper că ne-a reușit datorită maestrului George Ciolpan, pe care l-am adus, de unde l-am adus de acolo. Eu le-am spus tuturor, eu nu am avut probleme niciodată cu oamenii talentați. Nu m-am certat decât am discutat. Dacă ceva nu merge, ceva vrem să facem să fim mai frumos. Și cu o lume lucrez, sau odată și niciodată, sau odată și totdeauna. Maestrul Ciolpan este în lista persoanelor care nu se preface că face. Asta înseamnă foarte mult. De multe ori lumea mai vine cineva și printre actori, vine care să facă un ban. Noi venim să facem spectacol. Nu se face pe gratis nimic, dar oricum, aceeași cheltuială, dar este cazul când se face spectacol pentru venit, pentru ceva, fiindcă nu ne dăm seama că chiar dacă se fac mai mari cheltuieli cât te acumulezi la spectacole, dar investiția teatrului este alta. Sunt oameni, calitatea oamenilor. Zilele Teatrului Veniamin Apostol se desfășoară în perioada 15 noiembrie-15 decembrie. Astfel, la data de 29 noiembrie va avea loc premiera Câine Bun, prezentat de grupul Pinocchio de la grădinița numărul 17. La data de 3 decembrie, iluzionistul Mihai Zagaevski invită sorocenii la adevărata magie. Spectacolul Scufița Roșie va fi prezentat la data de 5 decembrie de studioul Cortina. La data de 7 decembrie, George Ciolpan vă invită la spectacolul de pantomimă comică Dirijorul. Spectacolul Cerere în căsătorie, prezentat de Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani, va avea loc la data de 8 decembrie. La 9 decembrie, sorocenii pot urmări serata aniversară dedicată Teatrului Veniamin Apostol. Iar la 15 decembrie va încheia zilele Teatrului Veniamin Apostol spectacolul Păcală și Tândală, jucat de Teatrul Guguță din Chișinău. Orașul Yampol din Ucraina a devenit de-a lungul timpului un punct destul de solicitat de locuitorii raionului Soroca. Fie că oamenii merg acolo pentru a face cumpărături sau pentru a lua un transport în alte locații din țara vecină, doritorii de a trece prin punctul de trecere Cosăuț-Yampol se deplasează greu, fiind nevoiți să achite scump pentru serviciile de taxi pe un mal sau altul. Problema este una comună, mai ales că și multe persoane originare din raionul Yampol locuiesc de mult timp în Soroca. Consilierul raional din Yampol, Vasile Chizca, a fost cel care a inițiat întrebarea cu privire la crearea rutei de autobuz Yampol-Soroca. От уже много лет я пробиваю одну идею и прошу помочь мне всем, кто меня будет видеть. Я хочу возродить наше хорошее сотрудничество, наше братское сотрудничество между Ямполем и Сорокой, которое всегда было. Между нами всего 8 километров, но на сегодняшний день нет общественного транспорта нормального на этих 8 километров. И от этого люди очень страдают. А потом еще мы имеем международный пункт пропуска Ямполь-Косаутс и Цакиновка-Сороки. Они работают до 18 часов, потому что они только в светлый час суток работают. А для них 18 часов – это уже ночь, и они уже закрываются. Поэтому я предлагаю, друзья, давайте объединим усилия. Вы, сорокчане, и мы, ямпольчане, мы приняли на районном совете уже такое решение. Теперь дело за вами. Поддержите нас, и мы эту блокаду искусственную, созданную, Autoritățile sorocene, dar și cele din Yampol, au negociat de mai multe ori cât privește această problemă. Dar, potrivit președintelui raionului Soroca, Ghenadie Muntean, problema nu ține de competența autorităților publice locale. Este scrisoare din partea Consiliului Raional Yampol, pentru că să fie deschisă, deși un consilier raional, care solicită să fie deschisă ruta Soroca-Yampol. Acest subiect ține nu de Consiliul Raional, competența Consiliului Raional, ține de competența Ministerului Economiei. Noi am adresat această scrisoare la Minister
și sper că o să primim răspuns, dar deci, dacă va să fie o intenție unui agent economic, lui rămâne să depui cereri ca să poată participa pentru a câștiga această la licitație, pentru a câștiga această rută. E rută internațională, clar că trebuie cu avizul ministerului. Eu nu văd probleme, dar dorință. Să aibă un agent economic care are dorință, să implice și noi ajutăm. Întrebarea cât privește deplasarea cu un transport public pe celălalt mal al Nistrului în orașul Iampol rămâne deschisă până în acel moment când va fi un răspuns din partea ministerului de resort. Сходить в магазин, в аптеку или поликлинику, отправиться к друзьям, живущим на пятом этаже многоэтажного дома, поехать в другую часть города, используя общественный транспорт. Многим из нас все это не составляет особого труда. Для людей с ограниченными возможностями простые действия необходимо планировать заранее. Тем не менее, с каждым годом доступная среда для таких людей действительно становится доступной. В этом убежден Леонид Иванович, который более 25 лет является человеком с ограниченными возможностями. Когда я стал инвалидом, я не знал, что есть такие люди, вот, как я, вот, инвалиды. Их вообще практически не было видно на улицах везде. Сейчас последние годы, вот, говорю, что вот больше людей, это мне радует, что больше все-таки людей выходит на улицу, больше возможностей есть выйти. Вот сейчас говорю, что вот делают вот там пандусы, вот здесь мы делаем пандусы. Это для чего? Чтобы люди, колясочники, вот как я, вот, с ограниченными возможностями, чтобы можно было заходить. Я говорю, что очень большое плюс, когда человек может зайти в магазин или в аптеку и купить сам, не просить, а вот сам. Несмотря на то, что ситуация с доступной средой постепенно меняется к лучшему, существует немало проблем, с которыми приходится сталкиваться. Образование, трудоустройство, доступность. Эти прописанные в законе права для многих людей с ограниченными возможностями остаются нереализованными. В Приднестровье прошли двухдневные тренинги, организованные Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в Молдове в рамках программы «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», направленные на поддержку прав людей с ограниченными возможностями. Один из таких тренингов состоялся в Рыбнице. Наша одна из главных задач – это мобилизовать общественность, да, и людей с ограниченной возможностью, чтобы они сами находили решения для своих проблем и чтобы были выполнены реализованы их права. Прошедшее мероприятие было направлено на повышение уровня профессиональной компетенции представителей администраций в осуществлении деятельности в области прав человека с ограниченными возможностями. В настоящее время Приднестровская Молдавская Республика находится на стадии становления. И, конечно же, международный опыт, который разработан в частности в области защиты прав человека, весьма востребован. То есть мы должны обращать внимание на уже имеющиеся наработки наших международных коллег, применять их на практике для того, чтобы жизнь наших граждан становилась полноценней и максимально защищенной. В ходе тренинга эксперты познакомили участников с общинными услугами для социальной интеграции людей с ограниченными возможностями, включая оказание юридических, психологических услуг и содействие в трудоустройстве. Один из спикеров на примере Кишиневского центра юридической помощи для людей с ограниченными возможностями рассказал об эффективности таких организаций. Если говорить о юридической помощи, то бенефициары нашей организации – это около 300-400 человек ежегодно. Если говорить о экономической интеграции, то это в пределах 100 человек ежегодно пользуются нашими услугами. В тренинге были использованы интерактивные методы обучения, которые помогли всем присутствующим не только усвоить представленную информацию, но и понять всю важность реализации прав людей с ограниченными возможностями. Потому что каждый из нас, во-первых, задумался больше о данной проблеме, не просто так в общем, а более конкретно, что каждый из нас может сделать. Еще раз поняла для себя, уяснила все, и для лиц с ограниченными возможностями очень большое значение имеет психологическая поддержка, психологическое консультирование. Интересно, познавательно, как в Молдове относятся к людям с ограниченной возможностью, что есть такой правовой центр, который можно поддержать, поможет. И думаю, что может и у нас где-то такая вот юридическая помощь для таких людей, потому что сталкиваются люди, сталкиваются в частной даже такой жизни, в примерах на жизни. Спасибо.
Подобные тренинги прошли в трех городах Приднестровья – Рыбнице, Дубосарах и Тирасполе. В них приняли участие представители администрации и различных городских учреждений – порядка 50 человек. Кроме того, в рамках проекта были проведены две обучающие поездки для демонстрации по формированию навыков самостоятельной жизни, услуг по содействию в трудоустройстве, психологической поддержке людей с ограниченными возможностями и организации Центра юридической поддержки. В дальнейшем планируется пилотирование подробных услуг в Рыбнице и Дубосарах. В сентябре 2017 года общественные организации с обоих берегов Днестра, посвятившие свою деятельность людям с ограниченными возможностями, договорились о сотрудничестве в рамках платформы устойчивого развития. Все мероприятия в рамках программы «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» осуществляются при финансовой поддержке Европейского Союза и посольства Швеции в Республике Молдова. Наталья Елисеева, Ирина Шлаева, Олег Слободенюк, Лик ТВ. Buletinul de știri se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Victoria Conea. La revedere!